Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la un nou grupaj informativ! Consiliul Județean va solicita Guvernului României un teren de 12,5 hectare pe care va fi construit noul spital județean în municipiul Focșani. Hotărârea a fost luată în cadrul unei ședințe extraordinare care a avut loc marți. Consilierii județeni au aprobat ieri transmiterea către Guvernul României a solicitării de trecere a unei părți din imobilul 2371 din domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Vrancea și declararea acesteia de bun de interes public național în bun de interes public județean. Noul proiect de hotărâre aprobat de consilierii județeni a fost întocmit în urma precizărilor venite de la Ministerul Apărării Naționale referitoare la condițiile de formă care trebuie respectate de proiectul hotărârii de guvern care urmează să intre în circuitul de avizare înainte de a fi supus aprobării în ședință de guvern. Doamne și domnule consilier, în proiectul urmă de zi aș întâlnirea să se scris următorul proiect de hotărâre. Transmiterea către Guvernul României a solicitării de trecere a unei părți din imobilul 2371 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Vrancea și declararea acesteia din bun de interes public național în bun de interes public județean. Doamne și domnule consilier, supun la vot proiectul ordine de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Cineva? Unanimitate. A fost aprobată ordinea de zi a ședinței de astăzi. Acest proiect a venit ca urmare a individualizării bunului. Ministerul Apărării Naționale trebuie să propună un proiect de hotărâre de guvern care să dumnească toate elementele cerute de lege. Legislația este în modificare, legea 213 va suferi unele modificări și ca să vină în întâmpinarea acestor modificări s-a cerut și un termen estimativ de finalizare a investiției care trebuie prevăzut și dumnealor ne-au lăsat la latitudinea noastră să-l stabilim. De asemenea, ne-au solicitat să stabilim fondurile din care se va realiza această investiție, pentru că așa este cerința legii. Pentru a putea intra în avizare, trebuie să aibă aceste elemente. Este o chestiune tehnică, administrativă, nu are alte elemente. Investiția urmează să fie realizată cu finanțare de la Banca Mondială. Spitalul ar urma să fie dotat cu aparatură de ultimă generație, dar și cu un heliport pentru preluarea cazurilor de urgență rapidă. În perioada 1-3 octombrie, Inspectoratul Județean de Poliție Vrancea derulează evenimentul Zilele Prevenirii Criminalității. Tema zilei de marți a fost prevenirea victimizării minorilor. În acest sens, a organizat o conferință despre siguranța navigării copiilor pe internet. Polițiștii compartimentului de analiză și prevenire a criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, în colaborare cu echipa județeană pentru siguranța copiilor pe internet, au organizat o conferință de presă tematică la sediul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea. Activitatea face parte din programul educațional despre lumea internetului, inițiat de organizația Salvați Copiii, iar partenerii în acest proiect sunt Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vrancea, Casa Corpului Didactic Vrancea și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea. Nu știu dacă sunteți de acord că internetul este foarte bun, dar dacă nu sunt controlați copiii noștri, există o problemă. O problemă care de cele mai multe ori este finalizată cu un dosar de colegii mei de la Serviciul de Combatere a Crimei Organizate. Pentru mai multe detalii, o să rog pe domnișoara inspector să vă prezinte câteva aspecte legate de acest proiect Ora de Net. Astăzi se desfășoară conferința județeană împreună pentru siguranța online a copiilor din cadrul programului de voluntariat Ora de Net, inițiat de organizația Salvați Copiii, în parteneriat cu instituțiile mai sus menționate. Acest seminar este adresat echipelor de specialiști județeni implicați în protecția, educația și consilierea copiilor. Este un program unic în România care promovează siguranța pe internet și folosirea tehnologiilor în scop educațional în rândul copiilor și adolescenților. 6.010 persoane sunt consiliate în cyberbullying, grooming, sexting, sextortion, protecția datelor personale și reputația online, dependență de internet și gaming, discurs instigator la ură și fraude.
Zilele trecute vorbeam cu un profesor de română care îmi spunea că astăzi termenul de analfabet a căpătat o nouă valență. Analfabet nu este cel care nu știe limba română, este cel care nu știe să navigheze pe internet. Asta ca să ne dăm seama cât de important a devenit internetul în viața de zi cu zi a copiilor noștri, a elevilor. Învață să folosească internetul înainte să știe să citească. Orice informație găsită acolo pe internet este o sursă de inspirație pentru ei și pentru că dacă o informație este scrisă, dacă este postată și pe mediul online, se consideră a fi adevărată, fără să caute, să cerceteze, dacă sursele sunt de încredere, da, exact, și poate că acolo ar trebui să intervenim noi ca pedagogi, ca părinți, pentru că rolul nostru este să învățăm că nu orice este în mediul online reprezintă un adevăr absolut. Internetul, un mediu fascinant atât pentru adulți cât și pentru copii, poate reprezenta un real pericol. Astfel, pentru a preveni situațiile neplăcute în care pot ajunge atât copiii cât și tinerii, unele chiar grave, polițiștii au fost prezenți în mijlocul acestora cu sfaturi și recomandări utile. Sincer, mă bucur enorm că s-au pus în mișcare aceste activități, pentru că, din păcate, eu lucrez pe această structură de mai bine de 10 ani de zile și am fost aproape printre primii care am luat contact cu tinerii pe partea de atac cibernetic, apoi atac pe tineret. Județul nostru, să știți că nu este rupt de realitate, deci ne lovim și noi de cazuri pe care le vedem doar la televizor, cum se spune. Da? Avem cazuri de atac cibernetic, da? Deci în care niște copii, cei de sus, care au văzut mult mai mult pe internet, au început să folosească structurile pentru a vedea mai mult decât văd ceilalți, asta înseamnă atac cibernetic, da? Apoi au început, hai să facem rost de bani. Și cum prima dată au pus mâna pe cardurile părinților, din păcate, chiar vă rog să rețineți acest lucru, marea noastră problemă la ora actuală este faptul că banii de pe carduri dispar și nimeni nu știe cum și ce s-a întâmplat. Însă, tinerii noștri știu să citească, așa cum spunea colega, datele după internet și găsește pas cu pas ce are de făcut ca să obțină niște bănuți pentru anumite activități. Întrebat ce anume, ce doresc și dumneavoastră și noi, pentru că și eu am copii, nu înțelegem. Consilierul județean PNL Vrancea, Victor Ciumac, vrea să candideze pentru Parlamentul European. Astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, și-a prezentat obiectivele pe care vrea să le realizeze în cazul în care va ajunge europarlamentar. Partidul Național Liberal Vrancea va avea un consilier județean în campanie electorală pentru alegerea membrilor Parlamentului European pentru mandatul 2019-2024. Pentru cei înscriși în cursa internă de nominalizare se numără și consilierul județean PNL Vrancea, Victor Ciumac. Astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, Victor Ciumac a prezentat o parte din proiectele pe care vrea să le realizeze în cazul în care va ajunge europarlamentar. Proiectul meu se intitulează Pentru o Românie Europeană, Putere Regională. Proiect pentru activitatea în Parlamentul European. Uniunea Europeană poate fi mai sigură și mai stabilă economic prin consolidarea parteneriatului strategic cu NATO și Statele Unite ale Americii. Datorită poziției geografice și geostrategice, patria noastră România are vocația și capacitatea de a deveni prin intermediul Partidului Național Liberal un stat puternic cu una dintre cele mai competitive și performante economii din Uniunea Europeană, lider regional în comerțul global, o punte de legătură între Occident și Orient. Consolidarea dimensiunii economice și comerciale a Uniunii Europene este punctul principal al candidaturii mele. În calitate de un politic național liberal, susțin cu tărie apartenența României la comunitatea euroatlantică și cred în vectorul occidental de dezvoltare al țării noastre. În calitate de membru al Parlamentului European, voi lucra la consolidarea dimensiunii economice și comerciale a Uniunii Europene, axându-mă pe agenda comercială a Uniunii Europene,
dezvoltarea parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii, întărirea relațiilor cu Canada, cu accent pe CETA, promovarea unei politici sustenabile privind exporturile românești, atât în cadrul pieței interne a Uniunii Europene, cât și pe piețele nord-americane. Candidatul PNL și-a manifestat intenția de a dezvolta relațiile dintre România și țările din Asia. Atât în calitate de reprezentant oficial pentru afaceri europene și diplomație comercială din cadrul Camerei de Comerț Bilaterale România-Turkmenistan, poziții pe care o dețin în acest moment, cunosc foarte bine situația din Asia Centrală și cred că România trebuie să-și întărească prezența în zona Asiei Centrale și să devină o punte de legătură între Orient și Occident, pentru că Turkmenistanul la ora actuală are rezerve de gaz uriașe. E pe locul 4 din lume în acest moment și există un parteneriat strategic dintre România și Turkmenistan și de asemenea România poate deveni promotorul securității energetice dintre Turkmenistan și Uniunea Europeană și putem deveni un jucător real pe piața energiei și putem deveni o putere regională. Și dacă îmi permiteți, vă pot spune concret, este vorba despre proiectul AGRI, Azerbaijan, Georgia, România, ca și interconector, da? Delivrare a gazului turcmen pe piețele Uniunii Europene, da? Crearea unui coridor de gaz natural lichefiat, prin crearea unui centru de procesare în Georgia, la Culevi. Da? Victor Ciumac s-a născut în urmă cu 31 de ani la Chișinău, în Republica Moldova. Și-a făcut însă studiile în România și s-a stabilit în Vrancea. Victor Ciumac este licențiat și masterand în științe politice la Universitatea București. El a activat până acum în diverse structuri parlamentare și europene. Din anul 2016 este consilier județean al PNL Vrancea. Președinții secțiilor de votare au fost instruiți în cadrul unei ședințe care a avut loc luni la Sala Balada din Focșani. Acolo unde președinții s-au retras din diferite motive, aceștia vor fi înlocuiți. Sala Balada din municipiul Focșani a găzduit luni ședința de instruire a președinților secțiilor de votare la referendumul pentru familia tradițională, care va avea loc în zilele de 6 și 7 octombrie 2018. Aceștia au primit materiale informative și au avut posibilitatea să adreseze direct întrebări președintelui Biroului Electoral Județean, ai autorității electorale, reprezentanților ISU sau prefecturii. Probabil vineri o să vă așteptăm să veniți pentru ridicarea materialelor. Dacă sunt ceva probleme în acest fapt, da, vom încerca să facem o programare pe ore. Rugămintea mea este că am mai avut din experiența dăților trecute situații când s-au uitat ștampila, s-au uitat membrii, s-au uitat ce trebuiau să vină. Rugămintea mea este să fiți atenți în momentul în care veniți să preluați, să aveți președinții de secție de votare, să aveți paza și, bineînțeles, domnul primar împreună cu ștampila. Dacă nu sunt primarii, puternicii. Da. Sigur. Da. Pentru că ce se întâmplă? Nemai având birou electoral de circumscripție, practic, în momentul de față, materialele vor fi date direct președinților, care, prin grija Biroului Electoral Județean, împreună cu domnii primari, vor trebui să preia materialele acestea și vor fi duse în localitatea dumneavoastră, urmând să înceapă la ora 18 activitatea în secția de votare. Să aveți în vedere respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor pe durata celor două zile. Și, de asemenea, rugămintea este să nu utilizați foc deschis în cadrul sau în incinta secției de votare. Iar dacă, eu știu, se petrece un eveniment legat de incendiu, primordial este evacuarea ocupanților din cadrul incintei, din secția de votare și, bineînțeles, cu evacuarea materialelor din procesul electoral, buletine de vot, ștampile. Ulterior, apelați 112 și cei care au în sarcină să intervină o vor face.
Referendumul privind redefinirea familiei va avea loc pe 6 și 7 octombrie între orele 7 și 21. Potrivit legii numărul 3 din 2000, ca referendumul național pentru revizuirea Constituției în sensul redefinirii familiei să fie valabil, este necesară o prezență la urne a cel puțin 30% dintre persoanele înscrise pe listele electorale permanente, respectiv peste 5.600.000 de persoane cu drept de vot, iar rezultatul referendumului este validat dacă opțiunile valabil exprimate reprezintă cel puțin 25% din cei înscriși pe listele electorale permanente, adică peste 4.700.000 de persoane. CSM Focșani 2007 continuă seria rezultatelor foarte bune în acest început de campionat. În cadrul etapei a 6-a Ligii a 3-a la fotbal, focșănenii au evoluat în deplasare pe terenul echipei Metalul Buzău. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, la pauză 1-0. La capătul unui joc echilibrat și în care a dominat prima repriză, echipa de fotbal CSM Focșani 2007 a obținut doar un punct din deplasarea avută pe terenul grupării Metalul Buzău. Gazdele au deschis scorul în prima repriză după o gafă a apărării echipei din Focșani. Golul egalizator al fotbaliștilor antrenați de Vasile Burgă și Adrian Toma a fost marcat de Cosmin Pasăre în minutul 72. La final, antrenorul echipei Metalul Buzău, Vali Stan, a apreciat evoluția echipei focșănene și a considerat că rezultatul este echitabil. Am avut 1-0, am gestionat, cred eu, destul de bine acest 1-0 până la acea fază în care, având o fază fixă pentru noi, am încercat un pas pe culoar care nu și avea rostul, fiindcă era o aglomerație în zona respectivă. De acolo recuperare, pas pe vârf și aici apare și maturitatea jucătorului, că ar fi trebuit să facă un fault tactic acolo la 35-40 metri de poarta noastră, un șut pe colț, nu, practic, cred că aia a fost singura dată când ei s-au apropiat mai periculos de poarta noastră, în a doua repriză, mă refer. Și, din păcate, nu reușim să câștigăm astăzi. În urma acestui rezultat, CSM Focșani 2007 a acumulat 14 puncte și se menține pe podiumul clasamentului seriei 1. În etapa 7, focșănenii vor evolua pe teren propriu în compania formației Sporting Liești. Meciul va avea loc sâmbătă 6 octombrie pe stadionul Milcovul, începând cu ora 15. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 5 și 7 grade Celsius, iar cele maxime între 17 și 19 grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți parte de o seară cât mai frumoasă. La revedere!